Trebuie să vă amintesc că avem nevoie mare de ajutorul vostru. Trebuie să rămâneți alături de noi în live pentru că vom avea nevoie să votați de acasă. O să apară în comentarii linkul unde puteți să faceți asta și totodată vreau să vă amintesc să încercăm să fim cât mai obiectivi și să votăm efectiv conform argumentației, chiar dacă poate preferăm altă platformă. Așa că, haideți să vă prezint echipele. Vom începe cu echipa TikTok format din Cristian Manafu, consultant social media și organizator de evenimente, și Cristina Almășan, influencer TikTok și nu numai, care o să apară și ea în curând, vine alături de noi. Mergem mai departe, echipa Instagram, atenție mare aici, dragilor, pentru că avem două prietene de ale noastre. Țineți-vă bine, apropo de argumente, Diana Mihailă, Master Professional Organizer, și Luminița Balaban, freelancer, digital strategist și blogger. Fetelor, bine ați venit! Și totodată să știți că pe grafică este vina mea, eu am sărit peste, pe grafică revenind, vedeți acolo echipa YouTube, ajungem acum, Alexandru Imbuzan, co-owner agenția Grupa Mare, și Cristi Dorombach, creator de conținut la decristi.ro. Bine ați venit! Și acum, Radu Atanasiu, te rog să revii alături de noi pentru că tu vei modera această super dezbatere, iar nouă ce ne rămâne este să o urmărim cu mare, mare atenție. Mulțumesc mult! Bine v-am găsit! N-o să credeți tot de mine, dați? Pentru oamenii ăștia simpatici de aici din jur care tocmai au venit, să știți că eu tocmai am vorbit acum 20 de minute, deci m-am mai văzut cu oamenii de acasă. Bine ați venit la Pârâu Rece! Am văzut ursul acum pe Bulevardul Elisabeta, să știți... Da, nu am văzut. Era ceva care nu se tunsese, Radu. Peste tot? Poate că. O să avem dezbatere. Dezbaterea e ceva, uite, pe care am învățat de la NAE și după aia Marta la un moment dat, acum 2-3 ani, nu? Marta, da, 17, așa, m-a invitat să o fac la zilele Biz, la SMS și... De obicei e simpatic. Să fie simpatic și acum, avem trei echipe simpatice, trei echipe foarte bine pregătite și foarte bine ancorate în domeniul ăsta de social media, care vor argumenta în favoarea câte unui canal pe care clienții să îl folosească pentru scopuri comerciale, că despre asta vorbim, da? Și... Două sunt motivele pentru care se fac dezbateri la taberele astea. Unul, pentru că e fun. Așa că îi încurajez pe oamenii ăștia de aici să fie fun, să fie dezinvolți și să nu ia lucrurile foarte, foarte în serios. Al doilea este, de fapt, primul este ăla cu informarea. Și suntem mult mai atenți atunci când niște oameni se ceartă. Evident că niciunul dintre ei nu este... cu o gândire doar în alb sau negru și niciunul dintre ei... Am zis negru, alb sau african-american. Dar eu cred că atunci când niște poziții sunt duse puțin la extrem, lumea participă mult mai interesată și de acasă și de aici. Când ne uităm la un meci, deja începem să ținem cu unul sau cu altul și suntem mult mai deschiși la argumentele respective. Ce o să facem? O să avem o dezbatere cu mai multe etape. O să avem un tip special de dezbatere și o să scot acum desfășurătorul. În prima intervenție aș vrea oamenii să se prezinte. O să fie un tur așa, fiecare o să aibă cam un minut și jumătate. Și oamenii ar trebui să se prezinte, să spună în ce fel... Sunt ei competenți despre platforma sau rețeaua social media pe care o să o prezinte și după aia să prezinte puțin respectiva rețea, adică să vă facă cunoștință cu ceva pe care poate nu-l știați despre, habar n-am, TikTok, eu nu știu foarte multe lucruri despre TikTok, da? Și punctele pe care ar fi bine să le atingă este ce face exact rețeaua, câți utilizatori sunt în România, care sunt niște cifre relevante, ce o diferențiază de alte rețele, care sunt niște exemple de campanii care au fost duse pe această rețea și exemple de influenceri prezenți acolo, de la noi sau din altă parte.
După ce se întâmplă această rundă, fiecare câte un minut și jumătate, probabil de la aceeași echipă, adică prima oară vine o echipă, un minut și jumătate un om, un minut și jumătate un om și tot așa și tot așa, o să vină a doua intervenție care nici ea nu e foarte bătăioasă și care ne duce foarte clar în tehnic și în comercial. Ce poate să facă rețeaua pentru acest, pentru un brand? Da? Cu exemple, cu măsurarea impactului, cu ce rezultate obții dacă advertizezi sau folosești rețeaua respectivă pentru comercial. Tot la fel, niște intervenții de un minut și jumătate, nu o să dau cu toporul, dacă nu o să țin cronometru, dar o să vă rog, dacă se poate, nu 30 de secunde și nu 5 minute. Adică o să vă dau, o fac cu mâna, o să vă dau eu de înțeles că ar trebui să încheiem. Da? E, a treia intervenție, cu aceeași structură de timp, începe să fie bătăioasă. Da? Și începem să argumentăm de ce rețeaua noastră e mai bună ca altele. Pe scurt, de ce alealte sunt varză și trebuie toată lumea să-și dea tot bugetul pe rețeaua noastră. A patra rundă, care va depinde în lungime de cât de mult timp avem, este aceea de întrebări și răspunsuri. Și o să avem cross-checking, adică fiecare de la câte o echipă o să-i pună celuilalt întrebări, evident incomode. Întrebarea plus răspunsul ar trebui să nu dureze mai mult de un minut. Cam astea sunt regulile. Aș vrea să nu vă întrerupeți prea des, să nu fiți nepoliticoși, să vorbiți la obiect. Și care e setup-ul pentru cei de acasă? Cei de acasă e simplu, au un produs sau un serviciu absolut mirobolant și au o dilemă, pentru că setup-ul nostru este un pic fals. Da? Evident că niciuna dintre rețele nu este cea mai și cea mai și celelalte sunt varză. Da? Și nici unica, exact. Și nici astea trei nu sunt singurele trei. Da? Dar să ne imaginăm că aveți un buget și cineva vă obligă ca tot bugetul pentru produsul sau serviciul vostru mirobolant să-l dați doar uneia dintre rețele. Și o să vă rog la sfârșit, după ce ei vorbesc, nu după ce știați voi dinainte, ci în funcție de cât de bine au argumentat, să ne scrieți în comentarii, să votați care echipă credeți voi că a câștigat și cui, pe scurt, îi dați bugetul respectiv. Da? Am vorbit cam mult, îmi pare rău, cam asta a fost rolul meu, de acum încolo pur și simplu o să stau cu ciocanul și îi invit pentru prima rundă, mai țineți minte cu ce era prima rundă? Prima rundă era să ziceți de ce voi argumentați pentru rețeaua respectivă și cine e rețeaua respectivă, pe cine e cel mai curajos. Cine e cel mai curajos? Hai bine! În aplauzele voastre! Uhu! Știi de ce am curaj? Am curaj că, pentru că sunt în prezența voastră, a celor care au mult mai multă experiență decât mine pe subiectul ăsta, pentru că locul meu de joacă este mult mai bine dezvoltat pe o altă platformă pe care noi nu o dezbatem aici. Dar pentru că e bine să ieșim din zona de confort și pentru că e bine să ne familiarizăm cu opțiunile pe care ni le aduce online-ul, pentru că suntem oameni care ne plimbăm în online, unii chiar stăm mai mult în online decât în viața reală și avem parte de prea puțină interacțiune umană acum, dar uite că suntem la tabără într-o formă sau alta și încercăm să vedem ce pot face pentru noi trei platforme, Instagram, YouTube și TikTok. Dacă la celelalte dezbateri la care am participat am văzut că deciziile se iau așa într-un mod total surprinzător, pentru că uneori decidem foarte rațional, alteori au fost expuneri foarte amuzante, ceea ce a fost perfect și atunci și în varianta de strategie, argument, suntem profi și știm despre ce este vorba. Eu am venit cu o abordare foarte relaxată și am acceptat invitația de a mă așeza în tabăra Instagram pentru că, de ce? N-am nimic de pierdut. Instagramul din cele trei opțiuni pe care le avem astăzi în față se arată a fi rețeaua cea mai versatilă, care integrează cele mai multe module. Putem să facem fotografie, putem să facem stories, putem să facem reels, putem să facem tot ce vrem noi, să punem și niște filtre, să arătăm și frumos. Nu mai este acea rețea în care doar pozam farfuria ca să devină apetisant pentru ceilalți să ne urmărească și să intre în interacțiune cu noi. Iată că vorbim despre un Instagram în continuă dezvoltare, într-o devenire
fulminantă, mi se pare, ce s-a întâmplat în ultimele, în ultima perioadă cu Instagram și modul în care ei încearcă să targeteze și să identifice parteneriatele pentru ca această comunicare să fie cât mai transparentă și pentru parteneri și pentru creatorul de conținut, mie mi se pare un progres absolut senzațional, ceea ce în cazul colegilor mei, poate că încă nu este momentul. Dacă pentru YouTube n-ai vorbele la tine, fața bună la tine în ziua care filmezi, tehnica necesară, nu prea poți să te apuci de treaba asta. Dacă de YouTube n-ai umor, n-ai dezinvoltura pe care o să o vedem cel mai probabil la echipa TikTok, cumva nu poți să fii neapărat acolo, căci asta este, nu toți suntem atât de amuzanți să fim pe TikTok și atât de creativi. Ei, iată că ne vom întoarce la Instagram, care este și pentru cei care au și un pic de umor, au și viziune, au și strategie, au și produs, au și content, au unde să integreze. Pentru sânge pe pereți, o am lângă mine pe Luminița, dar știu că ea se pregătește și dăm microfonul mai departe, Radu. Chiar la Luminița? Vai, m-am prefăcut că nu știu, dar de fapt era strategie. Ca să vezi. Vă pupăm acasă. Bună dimineața la tabără. Eu nu sunt așa de în forță ca Diana în dimineața asta, dar mi s-a părut interesantă analogia că Instagram-ul ăsta face 10 ani, cum știm cu toții, cred, cum și BSMS Camp-ul face 10 ani și mi s-a părut foarte interesant. Tocmai de asta cred că dacă ar fi să alegem între astea trei, cu siguranță alegem Instagram-ul pentru că este o platformă deja stabilită, deja cu funcții bine puse la punct, deja cu raportare, deja cu insight-uri, deja cu multe, multe opțiuni pe care le putem accesa și aici vorbim despre branduri. Nu mai suntem în perioada de testări în care nu știm cum va funcționa, nu știm de unde să ne luăm datele și așa mai departe. Deci asta ar fi un motiv pentru care dacă aș avea buget ca și brand, dintre cele trei aș alege Instagram-ul. Apoi, vorbim de o rețea unde avem emoție, unde nu avem atât de mult hate precum pe bătrânul Facebook, unde putem pune și conținut serios, dar și conținut amuzant și chiar dacă avem și alte rețele, întotdeauna ne vom folosi și de Instagram pentru a promova celelalte rețele. Vorbim de o platformă care are peste 1.200.000 de utilizatori în România, cu engagement foarte mare și cu foarte multe opțiuni, cum spuneam, asta este frumusețea ei în momentul ăsta, le integrează cumva pe toate celelalte pentru că poți să faci și conținut mai serios, să spunem, nu știu, să spunem de exemplu pe partea de politică, dar poți să faci și conținut de tip provocări sau și așa mai departe, în funcție de opțiuni. În plus, față de acum câțiva ani când Instagram-ul era doar o rețea pentru branduri care aveau mai mult buget. În prezent există branduri care își conturează tot conținutul pe Instagram, tocmai pentru că nu mai este atât de volatil. Adică avem partea de highlight-uri, adică putem păstra conținutul definitiv. Avem și opțiuni precum Reels și așa mai departe. Și atunci deja a devenit o rețea stabilă, serioasă, cum spuneam, cu insight-uri, cu raportare și așa mai departe, unde putem face un forecast pentru un brand unde știm concret pe cine am băgat bugetul și nu mai vorbim doar de o testare. Da, nu știu ce să mai spun, cred că s-a terminat minutul și atunci o să vedem ce nu e ok, trecem la YouTube. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Lumița, mulțumesc, Diana, pentru că ați fost curajoase și ați început și acum YouTube, TikTok. Îmi place chestia asta, aș vrea să fie și un domn acolo care spune în limbajul acela surdomut ce zicem noi, dar mi se pare că arată foarte bine pupitrul ăsta. Deci, YouTube, TikTok. Am primit onoarea. În aplauzele voastre! Vrei să mergem separat sau mergem împreună? Vreau să mergem separat. Mergem separat, ok. Bun. Știi că sunteți un cuplu. Știm, ăsta este se știe de foarte mult timp, acum este și public, mulțumim frumos. Vorbim despre YouTube, chiar dacă eu am tricou cu TikTok, n-am unde să pun microfonul. O să vă arăt că sunt fair play, pentru că de asta am venit cu tricou cu TikTok. Ține-l puțin. Dă-ne puțin. Exact, pentru că YouTube este principala platformă, de asta se și numește YouTube Cristi. Până atunci, intrați pe cut.ly/bsmscam2020 ca să votați YouTube.
Și de ce trebuie să votați? Și de ce trebuie să votați YouTube? Pentru că de ce trebuie să votați YouTube? Pentru că tocmai am trecut de niște alegeri în care noi am votat deja și astfel avem întâi intenția de vot, apoi promisiunile. De ce promitem să votați YouTube? Sau de ce e mai bine să votați YouTube? Și ce face rețeaua asta? Îți oferă video, conținut video on demand, exact atunci când tu ai nevoie și aceste live-uri pe care voi le vedeți acum. Îți oferă posibilitatea de a te comunica cu o comunitate foarte faină, comunitate mai faină ca cea de pe YouTube. Nu există nicăieri în momentul de față. Nu ai în jurul televiziunilor, nu ai în jurul blogurilor, nu ai în jurul instagramerilor și așa mai departe. Până acum îți oferea posibilitatea de mesaje private, dar YouTube-ul, pentru că n-a putut să le modereze, le-a scos de acolo, dar comunitatea a rămas în comentarii. Comentariile de pe YouTube sunt cele mai bune comentarii care pot exista. Câți utilizatori are în România YouTube? YouTube este cea mai accesată platformă, cea mai accesată rețea de socializare până la urmă în România, pentru că este o rețea de socializare, e o rețea socială. Ai cont, ai posibilitate de comentarii, ai conținut. Acestea sunt trei elemente ale definiției unei rețele de socializare. Peste 12 milioane de utilizatori sunt pe YouTube, cifrele sunt din vară, sunt cifre oficiale venite de la YouTube. În comparație, site-ul de pe locul numărul 1 în sat are 11,5 milioane de utilizatori unici lunari în România. Ceea ce înseamnă că oamenii intră întâi pe YouTube, casă orice, iar abia apoi intră pe site-urile de știri, care întâmplător sunt și cele mai accesate din România. Ar mai fi fost o întrebare despre cifre relevante, dar până la cifrele relevante vă mai invit odată pe cut.ly/bsmscam2020 să votați YouTube. Instagram. O agenție din Statele Unite care promovează creatorii de conținut pe YouTube, se numește Collab Network, a dat un raport în urmă cu puțin timp în care spune că procentul oamenilor care urmăresc conținutul de pe YouTube pe televizor a crescut la 34% în detrimentul conexiunilor de pe telefonul mobil. Ceea ce înseamnă că oamenii au lăsat telefoanele deoparte pentru că stau acasă și au preferat să vadă conținutul de pe YouTube la calitate maximă pe ecranele mari ale televizoarelor pe care ei le au acasă. Avem și noi acest tip de conținut, foarte puțin de altfel, nu este foarte bine dezvoltat încă, suntem la început, experimentăm cu YouTube-ul, experimentăm cu conținutul care se urcă pe YouTube. Avem emisiunea Ai Umor, care a atins 2 milioane de utilizatori, 2 milioane de abonați ai canalului YouTube și pune acolo conținutul emisiunii de la TV. Este cam singurul conținut care vine din televiziunea clasică și se urcă pe YouTube, este cam viitorul în ceea ce înseamnă producția de conținut în România. Mai este relevant, una din cifrele relevante este faptul că audiența clasică a televiziunilor din România nu mai depășește 1 milion de privitori în fiecare seară în vârfurile de audiență. Dacă ne amintim de acum câțiva ani de zile, aveam vârfuri de audiență de 6-7 milioane de utilizatori la români, de oameni care se uitau la televizor, prin sondaj, bineînțeles, la Românii au talent. În momentul de față nu mai avem aceste cifre de audiență de TV, iar oamenii au plecat de pe TV, pe televizoarele smart, folosind YouTube. Și chiar dacă n-au televizoare smart, au plecat pe YouTube folosind telefonul mobil sau altele. Bun, și ar mai fi ce o diferențiază între alte rețele, dar aici Alex vine cu următoarele detalii. Vă mulțumesc! Votați în continuare YouTube la cut.ly/bsmscam2020 și abonați-vă! Salutare tuturor celor de aici, de la tabără și celor ce ne urmăresc online! Am scăpat și eu de masca roșie. YouTube, da? YouTube. cut.ly/bsmscamp2020 YouTube. Eu sunt mai bătrân și am venit cu notițe pe hârtie, deși susțin YouTube. Dar în același timp nici nu pot să-l las pe Cristi singur, că mi-e coechipier. Așa că hang on. Ia-s-o. Nu se poate. Oh! Eu sunt Alex, pentru toată lumea, cu C și S. Salutare! Salutare! Așa,
Eu ar trebui să vorbesc în momentul ăsta despre ce diferențiază YouTube de alte rețele, exemple de campanii și exemple de influenceri. O grămadă de informații într-un timp atât de scurt. Pentru că s-a spus mai devreme și poate oamenii nu știu, există o rețea cea mai. Știți că există o rețea cea mai? Vă spun eu, e YouTube. E cea mai veche rețea socială pe video din lume, din istorie, forever. Este cea mai. A apărut în 2005, da? Și atunci, ce face YouTube? Primul lucru. YouTube este mama celorlalte rețele. YouTube este etalonul, dacă vreți. YouTube este acea rețea la care poți să te raportezi. Da? De ce? Pentru simplul motiv că există atât de multă informație și atât de multă experiență în spatele lui YouTube, încât toate celelalte rețele și toți ceilalți utilizatori, da, ale celorlalte rețele pot să se uite și să învețe și să experimenteze în baza a ceea ce a dezvoltat și dezvoltă YouTube în momentul ăsta. Prin oameni până la urmă, că ce credeți? Noi toți suntem fiecare rețea socială. Noi toți suntem YouTube, cei care suntem acolo. Cei care nu sunteți acolo, haideți pe YouTube. Aveți aici link, vă rog, votați YouTube, da? Bun. Avem, în primul rând, o percepție. Totul este percepție în jurul nostru. Și în lumea asta, a social media, în special pe video, avem și aici foarte multă percepție, da? Și eu vin și vă spun așa. YouTube este văzut ca ăla serios. Este colegul ăla de la care mai vezi câte o chestie, două, trei. Poate nu este cel mai fan. Sunt de acord cu chestia asta. Dar ai ce învăța de la YouTube. După aia, haideți să vorbim despre un lucru care ne doare pe toți. Atenția. Trăim într-o economie a atenției. Fiecare dintre noi are o cantitate limitată de atenție pe care o poate oferi. Ei bine, dintre toate rețelele sociale, pe video, YouTube are cel mai mare attention span, între 15 și 30 de minute. Da, într-o lume în care probabil TikTok îți acordă între 15 și 20 de secunde ca să fii atent și să te atragă cu ceva, iar Instagram te face să scrolezi foarte mult prin niște poze minunate cu unicorni și cine știe ce planete roz de prin cine știe ce galaxii, YouTube vine și te învață cum să salvezi un om. Da? Avem exemple. YouTube a salvat vieți. Nu în România, este foarte adevărat. Dar este o certitudine. YouTube în 2017, vă dau un singur exemplu. La un meci de fotbal, un puști de, cred, 12 ani, a salvat viața unui jucător pe gazon. De ce? Pentru că puștul se uitase cu câteva zile înainte să meargă la meciul respectiv la un filmuleț cu procedura de CPR. Și pe bune l-a salvat pe jucătorul respectiv. Până a venit salvarea, puștul a fost cel care a salvat viața respectivului, învățând niște lucruri de pe YouTube. Suficient, cred, despre ce diferențiază YouTube de alte rețele. O să vin și o să vă spun așa. În România există, în ultimele săptămâni, maxim o lună, trei campanii despre care cred că a auzit, dacă nu toată lumea, cel puțin foarte multă lume. Și am trei exemple pentru voi. Primul este Oculta Mondială de la Cat Mobile. Vă invit să căutați pe YouTube și o să găsiți acolo. Al doilea exemplu este campania lui Taz Baemag peste tot cu Adi Despot and Co. Da? Sunt mai mulți acolo. Iar cea de-a treia campanie este cu Subcarpați. Subcarpați și ASAP. Armata pentru selecționarea atentă a plasticului. Cei de la Subcarpați au făcut o piesă cu un clip special pentru această campanie, da? Și pe lângă că au dedicat-o campaniei respective, are și rezultate foarte, foarte bune. Într-o singură săptămână au 130.000 de vizualizări făcute organic. Mă opresc aici. Avem nevoie și de exemple de influenceri. Știe lumea? Hai să încercăm. Avem
poate trei categorii mari, sigur vor fi mai multe, dar trei categorii mari: vloggeri, gameri și vedete. Cele mai reprezentative nume, să zicem, din fiecare dintre aceste zone, o să le număr combinat, să zic așa. Păi, avem scurs și la obiect. Shelly, Dorian Popa, Ina, Andra. Sunt doar câteva nume care contează foarte mult. Dar să nu uităm de Izabeloi, ați auzit? De Noaptea Târziu, ați auzit? De Max Infinit, ați auzit? Îi găsim pe toți pe YouTube. Vă invit să îi vedeți acolo, continuare în episodul următor, când revin. Mulțumesc! Foarte tare, Alex, mulțumesc frumos! N-am putut... Țineți-l voi, e al vostru. N-am putut... E cu verde. Cu roșu, cu YouTube. N-am putut deloc să te întrerup pentru că aveai așa o vervă, drept pentru care... Mulțumesc frumos pentru toate amănuntele pe care le-ai dat despre YouTube, bravo și lui Cristi. Mai avem pe cea mai veche, bătrână, venerabilă rețea, am glumit, este cea mai tânără și cea mai agilă, poate, o să aflăm imediat. Despre TikTok, vă invit cine este cel mai curajos, ok, în aplauzele voastre! Bună dimineața! Da, după cum vedeți, eu reprezint TikTok, așa cum se vede și pe mine, așa cum a avut până și membrul echipei YouTube, puțin mai devreme. Ce este TikTok? Este aplicația momentului, este cea mai pe val aplicație, este aplicația pe care zic eu că s-a stat cel mai mult în timpul pandemiei și acum să vă... Nu, e aplicația care lansează trenduri, care lansează piese, că tot zicea Cristi, am impresia puțin mai devreme, că nu mai știu ce ai zis de comentarii și așa mai departe, dar dacă te duci la foarte multe dintre piesele de pe YouTube în comentarii, o să vedeți că majoritatea comentariilor sunt cu vinde pe TikTok. Da. Pentru că, într-adevăr, TikTok lansează piese. Da. Deci sunt pe YouTube. Sunt pe YouTube, dar oamenii vin de pe TikTok, pentru că acolo au fost înainte. Bun, ok, da. Deci, TikTok este aplicația pe care poți să devii virală fără să fie nevoie să fii deja cunoscut. Este aplicația cu conținut concentrat. Poți să postezi până la maxim un minut clipuri, dar poți să faci de asemenea și live-uri, poți să faci duete, ceva ce nu se mai găsește pe alte aplicații, poți să faci filme cu filtre, clipuri cu filtre, hashtag-urile sunt destul de esențiale pe aplicație, de asemenea TikTok are și o pagină special concepută doar pentru hashtag-uri, hashtag-urile care sunt în trend în momentul respectiv. Influencer de pe TikTok, pot să zic că sunt deja foarte, foarte mulți care vin de pe celelalte rețele sociale și avem așa, o avem în frunte pe Andra Gogan cu peste câteva milioane de urmăritori. Avem inclusiv cântăreți, avem actori, pentru că ne putem juca foarte, foarte ușor pe aplicație. Și am să las pe colegul meu, Cristi, să vă spună puțin mai multe despre cifre. Mulțumesc, Cristina! Mă bucur să fiu în fața dumneavoastră să vă vorbesc despre tendințe în social media. Cred că această dezbatere este nu doar un prilej de entertainment, de divertisment pentru cei care ne urmăresc, ci mai ales este un mod, dacă vreți, interactiv de a vă informa și de a afla pe ce să pariați în 2021, pentru că sper că în fața noastră astăzi sunt atât creatori de conținut care vor să își diversifice prezența în mediul online, în social media, dar și branduri și agenții care caută noi canale și noi tactici de a ajunge la publicurile interesate. Așa cum vă spunea Cristina,
TikTok este clar rețeaua momentului, este rețeaua care a crescut cel mai mult în pandemie. Este interesant că antevorbitorii noștri au făcut referiri subtile sau directe la rețeaua noastră. De obicei cei care se simt amenințați fac lucrul acesta. Și mi s-a părut interesant să auzim că Instagram a făcut 10 ani în lume și în România, la mulți ani. Dar este la fel de interesant că TikTok a ajuns în 2 ani la același număr de utilizatori în România cât i-a luat Instagramului să ajungă în 10. Este, cum vă spuneam, datorită interesului și implicării, dacă vreți, tuturor utilizatorilor din social media. Este interesant că unul dintre participanții la discuție din echipa YouTube, nu știu dacă l-ați văzut, că bănesc că ați intrat aici pentru TikTok acum, a venit îmbrăcat cu o bluză TikTok și a făcut o mențiune despre alegerile care tocmai s-au încheiat, uitând să vă spună că cele mai multe teorii ale conspirației au fost lansate pe YouTube și ne-au adus niște procente nedorite. Dar nu vorbim despre politică astăzi, se vorbește doar pe YouTube. Și cel mai important este că, și sper că în a doua parte, cei de la YouTube să vorbească puțin despre YouTube în contextul social media și nu al media, pentru că a fost o comparație YouTube-TV. Probabil ca și pe TV și pe YouTube sunt utilizatori îmbătrâniți, îmbătrânește audiența și ai nevoie să te compari cu cel cu care ești alături, nu cu cel care dă tendințele. Dar să vă zic și câteva cifre, pentru că nu mai am decât 30 de secunde. Anul acesta cea mai descărcată aplicație la nivel mondial este TikTok. Este un raport, cred că lansat ieri sau alaltăieri, de o firmă de cercetare care monitorizează descărcările de aplicații atât în iOS cât și în ecosistemul Android, deci îl puteți găsi pe internet. Este în peste 150 de țări, în 75 de limbi. Și în vară avea peste 800 de milioane, pentru o aplicație relansată acum 2 ani și un pic, 800 de milioane de utilizatori la nivel mondial, ceea ce înseamnă că dacă ne uităm la ultimele luni de pandemie, e posibil ca în curând să anunțe miliardul de utilizatori, încă o dată în 2 ani și ceva. Întrebați-vă cât a luat Instagramului să ajungă la un miliard de utilizatori, vă spun eu 8 ani jumate. În România, pentru că aici am văzut cifre neconcludente de la celelalte echipe, aș vrea eu să vă aduc informațiile și despre YouTube și despre Instagram. Sunt între 10 și 11 milioane de utilizatori pe YouTube, sunt undeva între în jur de 4,5 milioane de utilizatori pe Instagram și cel mai probabil până la finalul anului, dacă nu greșesc eu, dar vă pot da apoi datele concrete direct de la TikTok, pentru că TikTok are reprezentant în România, nu știu dacă îl știți pe cel care se ocupă de Instagram, în România nu l-a văzut nimeni, de exemplu, dar noi avem reprezentant local care ne poate furniza toate detaliile direct, astfel încât să avem campanii foarte, foarte bune și relevante pentru brandurile și clienți pentru care lucrăm. În România sunt peste 4,3 milioane de utilizatori lunar pe TikTok. Cum vă spuneam, e posibil să fie aproape la nivelul Instagramului. Ce este interesant e că mai mult de jumătate dintre utilizatorii activi lunar sunt activi zilnic, ceea ce înseamnă că în rețea este o activitate foarte, foarte intensă, care se traduce printr-o prezență medie pe zi de peste 60 de minute. Deci un utilizator TikTok stă în medie peste o oră în aplicație, în această rețea. Nici măcar nu este rețea, este ceva ce ceilalți doi jucători n-au reușit să facă. Cam atât din partea noastră. Pentru orice alte informații, votați pentru cei care merită astăzi. Mulțumesc, Radu! Mulțumesc frumos, Cristi! Mulțumesc, Cristina! Mulțumesc pentru această rundă
V-ați pregătit foarte, foarte bine. Am aflat eu foarte multe informații despre cele trei rețele și apreciez foarte tare. Eu sunt, nu o spun pentru, pe care eu mă țin ca un zeu al obiectivității și imparțialității departe. Nu, eu am scris într-un carnețel. Deci eu sunt eu într-un carnețel, mă uit din când în când ce am mai scris, eu sunt propria mea rețea socială. Cumva mă bucur că ați luat-o puțin înainte. Următoarea rundă ar trebui să fie și o să fie despre... Vă uitați în ochii clientului, clientul e acolo, în față. De ce să-ți dea banii? Deci asta este următoarea rundă, de ce să-ți dea banii. A treia era, urma să fie, în ce fel se diferențiază rețeaua mea de rețelele ăstorlalți de pe aici, da? Ați intrat deja acolo și mi se pare normal, orice dezbatere trebuie să fie puțin bătăioasă. Poate în funcție de timp o să combinăm acea a treia repriză cu întrebări și răspunsuri, poate să fie mai fun. Dar acum avem tot așa 3 minute, 3 minute, 3 minute, ne-am întins puțin mai tare, dar a fost foarte, foarte instructiv și amuzant. În care fiecare echipă va trebui să se uite în ochii clientului și să zică, băi, la mine bugetul... Nu la ăștelalți, cu argumente, da? Deci mai degrabă argumente comerciale. Din ce cauză e mai bine bugetul să vină la mine? Și zic să păstrăm aceeași ordine, nu? Doamnelor? Da, aceeași ordine. Mulțumesc, Diana. Da, sigur. Spor. Tot pe același principiu, nu avem nimic de pierdut. Reprezentăm cea mai matură rețea de socializare din acest debate și suntem convinși că atât brandurile și agențiile care privesc această întâlnire a noastră se bucură să vadă că avem în fața noastră o rețea care, pe lângă faptul că este foarte versatilă, poate fi și foarte bine controlată în baza celor insight-uri pe care le avem, în baza informațiilor despre felul în care bugetul nostru se poate cheltui și în funcție de particularitățile brandului ne dăm seama ce fel de conținut putem crea pe această unică rețea. Că el poate fi foto, că el poate fi video, că poate fi o fotografie care ne va duce mai mult către o informație din caption, că va fi un link care ne va scoate și către o altă rețea de socializare, pentru că se lucrează integrat, nu mai sunt vremurile în care există o singură rețea și suntem pe ea sau apare a doua rețea și suntem speriați de ea și stăm tot pe prima rețea. În zilele noastre lucrăm integrat pe toate canalele pe care le avem la dispoziție, dacă brandul este suficient de versatil. Dacă este un brand la început de drum și vrea să facă un test, din cele trei opțiuni pe care le avem, pe Instagram le poate face, pentru că va vedea ce înseamnă să faci story și cum se va comporta, ce înseamnă să faci content foto și cum se va comporta, ce înseamnă să faci content video și cum se va comporta. Pentru ceea ce înseamnă cifre, abordare, viață de agenție, există Luminița Balaban în această echipă. Eu doar sunt deschizătorul de drum. Vârful de lance, vârful. Delicioasă. Da, eu apreciez și YouTube pentru că facem mai umor și avem Shelly. Apreciez și TikTok că stăm în pandemie și ne hăhăim la diverse challenge-uri și duete. Dar cu toate astea, ambele și YouTube și TikTok sunt platforme de conținut. Platforma serioasă, dacă aș fi în fața unui brand real acum, unde chiar avem o platformă și de vânzare, pe lângă conținut și de user-generated content, este Instagram, care, așa cum spuneam, este o platformă stabilă, care are insight-uri și raportare și toate datele de care are nevoie un brand atunci când își dă bugetul. Ei, și acum la Instagram, tocmai că spuneam că vorbim pentru branduri și nu vorbim de un challenge făcut de cineva pe TikTok și nici de un conținut ca să ne amuzăm înainte să mergem să dormim pe YouTube, vorbim de opțiuni precum shop, adică acum nu mai este nevoie ca userul să iasă din platforma noastră de social media și să meargă direct către website sau chiar direct din Instagram să-și facă cumpărătura, dacă vorbim de branduri. Vorbim de opțiuni care sunt cu conținut unde putem efectiv să generăm lead-uri și vorbim așadar de o rețea, nu o să spun neapărat serioasă, dar o rețea matură care are deja funcțiile astfel încât brandurile să-și poată îndeplini targetul de lead-uri și de vânzări.
sau de conversii cel puțin. Așadar, trecând peste partea de entertainment și amuzament, când vorbim realmente de buget, acum depinde și de buget, pentru că dacă avem 1 milion de euro, bineînțeles că recomandăm și puțin YouTube și puțin TikTok, dacă vorbim de un buget decent al unui brand normal, mediu, mic, nu știu, 10.000 de euro, niciodată nu va exista în primul rând bani de a face conținut pe YouTube și pe TikTok, acestea fiind, cum spuneam, niște extrauri mult mai scumpe, dar vom băga banii în partea de a crea un conținut care este mai ieftin și mult mai accesibil și mai bun pe Instagram, pentru a ajunge la un public destul de ridicat, matur, cu putere de cumpărare. Asta e altă fază. Pe TikTok sunt, știm, 70-80% copii. Pe YouTube ne uităm ca să ne distrăm mai mult decât ca să cumpărăm sau realmente să dăm click pe site-ul companiei. Așa că venim spre Instagram cu bugetul nostru, dacă nu este infinit, cum spuneam, și nu suntem, nu știu, Coca-Cola. Și ne ducem direct către site, facem și conversia. Și avem și un public matur, deja stabil și care are și bani, spre deosebire de publicul TikTok și majoritatea din publicul YouTube. Și cam aici, cred că s-a terminat minutul. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc mult, Lumița, mulțumesc, Diana, foarte, foarte interesant. Acum pe cei doi băieți cu tricouri iar personalizate și de la Facebook, o să îi invit, mi se pare foarte, foarte tare, foarte, foarte tare, că avem dezbaterea asta care este și fun și plină de informații și vă invit să fie la fel și în continuare. Spor. Este la fel în continuare și o să punctez două lucruri. Pentru că întrebarea unde trebuie să ne votați este ce poate face rețeaua pentru un brand. Eu aș modifica puțin întrebarea asta și aș spune întâi ce poate face brandul pentru rețea, pentru că rețeaua îți oferă ție vizitatori în magazin, vizitatori pe site, abonați și așa mai departe, like-uri, share-uri și toată fericirea pe care o poți obține de pe orice rețea socială, dar ce produci tu pentru rețeaua aia? Cum îți mulțumești tu publicul? Eu aici o să vin și o să dau exemplu Lidl. De ce o să dau exemplu Lidl? Pe lângă faptul că sunt foarte mulți alți creatori de conținut, pentru că Lidl are doar 200.000 de abonați, dar are 3.165 de videoclipuri urcate pe rețeaua socială. Are 3.165 de materiale video produse la nivel de televiziune, la cel mai înalt nivel care se poate urca pentru o rețea socială. La fel cum este produs acest eveniment aici, cu 3 camere, cu microfoane, cu o sumedenie de calculatoare și servere care stau în spate, nu este foarte ușor decât să iei telefonul și să zici gata, am produs conținut pentru rețeaua de socializare. Brandurile trebuie să fie atente la acest conținut și nu sunt singurii cei de la Lidl. Însă, cei de la Lidl au găsit în YouTube, după experiența pe care au atras-o din televiziune, au găsit în YouTube o nouă rețea unde să se poată promova mult mai ușor și mult mai atent. Ne uităm la aceste clipuri, nu se văd ele aici pe ecran, dar puteți intra pe canalul Lidl România. Primele două ecrane au peste 1 milion și chiar sunt clipuri cu 4-5 milioane de vizualizări pe rețeaua de socializare. Sunt videouri care sunt plătite ca să atragă acest număr de vizualizări, dar sunt vizualizări, este un conținut care a fost foarte apreciat de către utilizatori. Și cine urmărește, spre exemplu, clipurile din cea mai nouă emisiune a lor, care se numește Bucătar fără scăpare? Sau cine a văzut reclamele de la cafeaua Belarom? Eu nu știam că există această cafea, dar are niște clipuri foarte emoționante. Vă recomand să vedeți clipul cu portarul de la Căminul de Studenți. Pe lângă asta mai există și KFC, care a produs filme exclusiv pentru YouTube. YouTube-ul este rețeaua lor de este rețeaua lor unde ei se pot exprima cel mai bine și cel mai ușor. Bineînțeles, YouTube este standardul în ceea ce înseamnă producția video. Alex o să ne explice imediat de ce este standardul și de ce toate celelalte rețele pe care le dezbatem azi vorbesc despre, folosesc YouTube-ul ca și standard. Și bineînțeles, YouTube îți aduce toate modalitățile de promovare de la Google. De asta este și cel mai important. Îți aduce vizitatori în magazin, vizitatori pe site, abonați la canal, vizualizări pe clip și o soluție ca să ajungi, bineînțeles, în trending. Și cum credeți că ajung maneliști în trending? Bineînțeles, prin YouTube. Dacă nu ați întâlnit încă, cu siguranță veți întâlni zilele acestea clipuri care sunt
plătite ca să ajungă în trending, care sunt plătite ca aduri, iar YouTube are două modalități. Știi tu. Și hai, vino să intri. Te rog, Alex vine să ne spună. M-am urcat pe colegul. Salutare din nou. Da. L-ați văzut pe băiatul ăsta, îl știți? Ați văzut acest ad vreodată? Ok. El este Abi. Dacă n-ați auzit de Abi, căutați-l pe YouTube, o să-l găsiți acolo. Este Abi. Nu e Abi. Ce-am făcut? Mulțumim, TikTok. Ok, bun. Misterul solved. Groaznic. Bun, sunteți pe fază. Mulțumesc frumos. Deci, în cazul în care nu vă imaginați că toți oamenii își fac reclamă pe YouTube, toți oamenii își fac reclamă pe YouTube, deci votați YouTube. Revenim. Așa. Bun. Eu să... Dragilor, suntem pe timpul nostru de la YouTube. Vă mulțumesc! Așa, vorbim despre rețea, vorbim despre tehnicalități, vorbim despre campanii și întrebarea s-a pus: ce poate face rețeaua pentru un brand? Care rețea? Despre ce vorbim? Serios! Noi toți... Fie că suntem aici, fie că suntem acasă, fie că suntem oriunde altundeva și ne uităm online la această tabără, noi toți suntem oameni. Iar YouTube și Instagram și TikTok sunt doar niște mijloace de transport ale informației. Da, dragilor? Nu rețele, nu campanii, nu public, suntem oameni toți. Da? Și în momentul în care vorbim despre oameni, începem să ne gândim ce facem pentru oamenii respectivi. Și aici, YouTube, în opinia mea, are cel mai mare rol, cel mai puternic rol, dacă vreți. Pe YouTube poți să înveți lucruri. De pe YouTube poți să obții niște informații extrem de utile și de serioase, într-un format care, datorită percepției și a imaginii lui YouTube creată de-a lungul timpului, da, poate să te ajute foarte mult. Îi susțin pe cei din celelalte echipe, și Instagram și TikTok. Da, în momentul ăsta totul se întâmplă integrat. Dar când vezi o campanie nativă gândită pentru YouTube și care pleacă de acolo cu declinări către celelalte soluții, dacă vreți, de livrare a informației, că până la urmă fiecare rețea asta este, o soluție de livrare a informației către noi, către oameni. Da? O să cobor și eu poate mai mult în practică. Și o să vă povestesc despre implicarea noastră ca agenție, foarte de curând, într-o campanie, cu un brand, dacă vreți, creat de YouTube. Și vorbesc despre Shelly aici. Da? Suntem implicați în ecosistemul de promovare al Shelly Show. Și vă pot povesti un aspect... Poftim? Ok. Bun, un aspect foarte important. Foarte important. Colegele de la echipa Insta au vorbit despre sume definite ca fiind mici, cu 5 cifre în euro. Eu vin și vă spun din practică, da, și veți putea vedea rapoartele când vor fi publicate, că pe sume în euro, formate din 3 sau 4 cifre, poți să faci milioane de impressions. Da? În cazul acesta, pe o sumă formată din 3 cifre în euro, s-au obținut aproximativ 1 milion de impressions pe YouTube. Nu este viteza sau amploarea pe care o au Instagram sau TikTok, da, I'll give you that, foarte adevărat, însă, în același timp, nici nu vorbim despre sume de 5 cifre în euro. Deci, este foarte accesibil oricăruia dintre noi, fiecăruia dintre noi, să accesăm
YouTube Ads și să livrăm informație și campanii către oameni. Pentru că asta așteaptă și asta își doresc de la noi. Și următorul aspect extrem de important pentru YouTube este că se poate livra informație serioasă și apreciată care să rezoneze cu realitatea brandului. Mulțumesc! Next! Mulțumesc foarte mult, Alex! Din nou, nu pot să te întrerup, nu pot să te întrerup pentru că e atât de multă informație, atât de multă vervă, așa încât o să regândim un pic ultima etapă sau ultimele două le combinăm, dar până atunci mai avem o rețea, mai avem TikTok. De ce TikTok este cel mai bun pentru un brand? Și cred că tot Cristina începe, în aplauzele voastre! Eu am să fiu super scurtă ca mai apoi să las pe colegul meu Cristi să vă spună mai multe despre branduri, dar eu vreau să vă spun că TikTok este singura rețea pe care o deschizi și ți apare reclama brandului tău în față. Gen, este primul lucru pe care îl vezi. Și că tot ziceai puțin mai devreme de Lidl, vreau doar să vă zic, nu știu dacă știți de merch-ul de la Lidl, care a fost super pe flex în ultima perioadă, a fost super mare hype cu el. Merch-ul de la Lidl s-a vândut în mai puțin de o zi, tot merch-ul, doar pentru că s-a viralizat foarte tare pe TikTok. Asta voiam să vă zic. Mulțumesc, Cristina, pentru introducere. O traducere pentru cei care au intrat un pic mai târziu sau o completare la ce spunea Cristina. Vorbim de acea colecție de streetwear, de Adidas, tricouri și alte elemente, dar Adidas și tricourile cred că au fost și papucii de plajă, dar acum nu e timpul de plajă decât poate doar în lumea YouTube. Am să vă rog, înainte să încep să vă spun despre avantajele TikTok pentru branduri, să vă rog să dați voturi la YouTube sau un vot măcar, pentru că după intervenția anterioară ne-a scăzut un pic audiența pe live și aș vrea să ne vadă cât mai mulți oameni, acum când vorbim despre rețeaua care a crescut cel mai mult și a avut cea mai bună primire, dacă vreți, pe toate palierele de vârstă, dacă e să spunem așa. Vorbim despre avantaje, vorbim despre de ce un brand ar trebui să folosească TikTok. Cum vă spuneam în prima intervenție, TikTok ajunge astăzi la peste 4 milioane de români, are o creștere cea mai mare, fulminantă, aș putea spune, în ultimii 2 ani. Și nu numai din acest motiv, ci și pentru că toți cei care sunt activi pe TikTok petrec o bună parte din timp, spuneam în medie peste 60 de minute. Deci avantajul principal, dacă vreți, este că atinge o audiență mare. Un al doilea avantaj este că prin structura aplicației, prin acel power editor, acel instrument de editare și de utilizare, dacă vreți, din spatele aplicației, acest instrument permite tuturor, și celor creativi, dar și celor mai puțin creativi, să se exprime acolo. Și veți vedea pe lângă dansuri, poate interpretări umoristice sau pur și simplu discuții așa simple, cum le avem pe Instagram, pe Insta Stories, chestiile alea foarte simple, pe lângă toate astea puteți vedea pe TikTok și canale dedicate. Există în România cel puțin un psiholog pe care eu l-am văzut acolo, psiholog autorizat, nu ca pe YouTube unde își dă toată lumea cu părerea despre orice, care vorbește despre probleme reale, problemele noastre reale din această perioadă. Există un medic stomatolog, da, care vorbește despre importanța igienei orale. Adică dacă vreți să ne ducem pe nișe, lucru la care nu ne-am fi gândit sau nu v-ați fi gândit vreodată, că sunteți un brand din această zonă, din zona produselor de igienă, găsiți acolo un reprezentant și mai mult decât atât un reprezentant recunoscut de cei de la TikTok, pentru că echipa TikTok locală, da, și europeană vă poate îndruma către acei oameni care sunt recunoscuți și au autoritate. Mai,
Mai este un aspect foarte interesant. Nu știu dacă mai țineți minte, dar acum mulți ani se vorbea de user-generated content, conținut generat de utilizator. Acest trend, acest fenomen a scăzut la un moment dat, a căzut chiar. El a fost resuscitat de TikTok, pentru că TikTok a dus, dacă vreți, în prim plan, reacția publicului foarte directă și puternică în aplicație. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă participarea utilizatorilor în acțiunile brandului. Dacă avem un challenge, da? Un challenge este practic o provocare pe care brandul o lansează utilizatorilor. Dacă avem un astfel de challenge, primim, da, în TikTok reacții, conținut al utilizatorilor. Ce înseamnă acest lucru? Este că odată ne bucurăm cu un răspuns la campanie, dar mai mult decât atât, tot ce creează acești creatori de pe TikTok este văzut și de audiența lor. Deci, practic, mie mi-asigură o audiență multiplicată în funcție de numărul de participanți în acest challenge care generează conținut. Deci, user-generated content a murit pentru că nu exista o rețea ca TikTok care să dea brandurilor posibilitatea de a ajunge la audiențe mult mai mari. Și am să vă dau câteva exemple rapide. O campanie Mirinda din ultimul an, Mix Up Your Home, s-a numit, puteți să o căutați, a avut peste 2000 de creații puse în TikTok, dar aruncate, să zic așa, în TikTok, de utilizatori. În total, toată această campanie a generat 41,3 milioane de vizualizări. Trebuie să ținem cont că în TikTok, nu știu dacă pe YouTube e același lucru, poate un pic pe Instagram, oamenii văd și revăd, cred că undeva până la 8 ori, în medie, un clip interesant, evident, pentru că pentru ei este și o sursă de informare, dar și de distracție și sunt lucruri atât de interesante pentru ei cu care ei relaționează și pe care doresc să le revadă. De câte ori ați vrut să revedeți o reclamă pe YouTube? Întrebați-vă lucrul acesta. O campanie Lipton a avut 1,2 milioane de creații și peste 11 milioane, aproape 12 milioane de vizualizări. O campanie a Fundației Regina Maria, da? Deci o campanie socială, dacă vreți, a avut 3.000 de creații, scuze, și aproape 23 de milioane de vizualizări. Deci peste 1.000 de creații care au generat aproape 23 de milioane de vizualizări pentru o cauză socială, să spunem așa, sau pentru o campanie din zona responsabilității sociale. Acestea sunt câteva date care ne arată impactul pe care îl au aceste campanii prin challenge-uri. Dar există un avantaj pe care nu-l oferă nicio altă rețea în acest moment. Se numește business privilege, un privilegiu de business al afacerilor, dacă vreți. Dacă tu ești brand și vrei să intri pe TikTok și nu știi de unde să începi, dacă ești brand și te-ai lansat pe TikTok, vei avea parte din partea TikTok de susținere, un pic de consultanță, îndrumare, astfel încât canalul tău să crească. Gândiți-vă că canalul Untold, într-un an în care Untold Festival nu s-a ținut, a crescut într-o săptămână de la 70.000 la 100.000 de abonați. Da, ok, Untold este un brand mare, are o audiență foarte mare, dar chiar și așa, niciun alt pe o altă platformă nu ar fi putut să crească atât de repede. Poate știți voi un alt exemplu, dar pentru noi este evident că susținerea brandurilor de către echipa TikTok este mai mult decât importantă. De câte ori ați sunat la Facebook sau ați scris la Facebook și v-a răspuns cineva? De câte ori ați apelat YouTube și v-a răspuns cineva? Sunteți branduri, aveți să vă aveți o campanie sau o prezență puternică pe TikTok, veți găsi suport din partea TikTok. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Cristi! Mulțumesc tuturor! Mi se pare că a fost... am fost bombardat cu o grămadă de informații pe care dacă aș fi brand și aș avea un buget, m-ar tulbura foarte tare. Eu n-aș ști ce să votez acum. Sunt sigur că oamenii de acasă care, eu știu, mănâncă un sandwich sau au puțină treabă, au lăsat totul la o parte și se uită mezmerizați la această dezbatere. Dezbaterea e aproape de final. O să vă rog, da, de data asta chiar o să țin timpul, fiecare dintre echipe
aș vrea să pun o întrebare foarte scurtă, uneia, doar uneia dintre celelalte două echipe și unul dintre reprezentanți să dea răspunsul. Avem 3 minute pentru asta, după care o să aflăm ce ați votat acolo. Da? Cine vrea să înceapă? Alex, te rog, poți să zici de acolo. Sau cred că mai bine să vină în față. Cred că e mai bine să meargă în față așa, pentru a fi văzuți online. Da. Am o întrebare pentru echipa TikTok. Ai spus, Cristi, că există pe TikTok și ai dat exemplu conturile unui psiholog și ale unui medic stomatolog. Și ai spus că sunt recunoscuți și verificați de TikTok. Întrebarea mea este, TikTok reprezintă o autoritate sau ce formă de validare vis-a-vis de ceea ce înseamnă fix domeniul acesta medical? Pentru că, din câte știu eu, fiecare dintre cei care ajung la un nivel în profesia sau meseria lor, mai ales cele care au nevoie de anumite diplome și licențe pentru a putea profesa, nu mai au nevoie și de o validare suplimentară de la TikTok? Mulțumesc! Nu dau seama unde ai vrut să ajungi cu întrebarea, pentru că dacă ar fi să pui așa preț, cum ai pus tu în fază în secundele anterioare, cum ai pus tu problema, ar trebui să se închidă cam 3 sferturi din YouTube. Însă, ce voiam să spun este că există acest sistem de validare, există acest sistem de a vedea că omul din spatele contului, dacă este un cont mare, puternic, da, este o voce cu autoritate. Cele două exemple pe care ți le-am dat, le-am luat întâmplător, dacă vrei, dintr-o prezentare a TikTok, una dintre cele 4 sau 5 prezentări susținute de TikTok în România, pentru piața din România, atât pentru utilizatori cât și pentru branduri, unde se dădeau aceste exemple cu oameni care au o audiență destul de mare și sunt profesioniști recunoscuți și ușor verificabili în domeniul respectiv. Acum că a făcut universitatea la Timișoara, la Iași sau la București, mai puțin important sau cred că nu are relevanță în acest context. Ce este important este că, unu, găsești diversitate pe TikTok, găsești pe multe nișe, găsești pe mai multe tipuri de audiențe, vârstă 18-30 și așa mai departe, și găsești ceea ce probabil găsești și pe YouTube și pe Instagram ca domenii, ca interese și așa mai departe. Asta pentru a sublinia faptul că trebuie să ne scoatem din cap că TikTok nu este doar o aplicație de glume și de dansuri și de muzică. Da, ajută foarte mult pe zona asta, de aceea probabil și YouTube a făcut un deal sau s-a înțeles să s-au împrietenit cu cei de la iUmor pentru că au văzut că e un trend, de aceea YouTube este susținut de muzică și de dans. Nu știu ce să zic de Instagram. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și eu. Cine vrea să pună următoarea întrebare? Eu o să stau aici ca Deus Ex Machina și o să vorbesc din off. Te rog, Dina, dar vino aici să pui și stai împreună cu omul la distanță socială, dar da. E o dilemă personală și de business. Aș vrea să-i întreb pe băieții de la YouTube care sunt modalitățile de eficientizare cost, pentru că producția pentru YouTube este costisitoare, astfel încât un client să aibă best return on investment. Dacă nu ești ședere. Fără persoane care deja au statut de vedetă superstar în rețeaua respectivă. Mulțumesc de întrebare. Răspunsul este aici. În momentul ăsta, fiecare smartphone mai nou de 2 ani, da, indiferent de brand sau de preț, da, are capacitatea de a filma la un nivel calitativ video, cel puțin Full HD. Este nevoie doar de puțină grijă din partea creatorului să-și seteze telefonul când se filmează, pe de-o parte. Aici vorbim despre abilități de montaj și alte subiecte. Aici abilitatea de a filma. De aici pornim. Da? Bun. Pe locul 2 este vorba despre calitatea contentului pe care o vor aprecia
oamenii cărora li se adresează respectivul. Al treilea aspect este, în momentul în care te implici într-o campanie plătită pe YouTube, se poate face microtargetare, pornind, bineînțeles, poate elementul cel mai important din acest răspuns, de la ceea ce știe cel care creează contentul despre cei cărora li se adresează. În speță, dacă vorbim și despre o agenție care contribuie la campania respectivă, agenția îl va ajuta pe omul respectiv să facă această microtargetare. Răspunsul este că echipa dintre creatorul de content, care poate să se filmeze cu telefonul și agenție sau nu, poate să creeze un return on investment extraordinar. Nu ai nevoie de abilități de montaj absolut deloc. Și asta putem să dovedim cu foarte, foarte multe campanii și de pe afară. N-ai nevoie de abilități de montaj când contentul tău este atât de bun și atât de valoros și ai tras dintr-o bucată și ai încărcat fix acel video pe care poate să ți-l genereze telefonul mobil. Este un scenariu care se poate întâmpla, dar de cele mai multe ori și din cele spuse de tine, contentul întotdeauna trebuie să primeze, nu faptul că am telefonul și tehnologia. Pot să am un content foarte bun pe care îl transmit foarte echilibrat, foarte argumentat, cu carismă, și să mă filmez în niște condiții tehnice, nu ca cele de studio, dar mesajul meu să ajungă la public. Da, ceea ce spun este că judecătorii a ceea ce se publică pe oricare dintre rețelele sociale sunt oamenii care vizionează. Nici tu din postura de creator de content și nici oamenii care se află în spatele unei campanii nu pot să fie judecătorii contentului respectiv. Cei care aleg sunt oamenii din partea cealaltă. Vreau să mai adaug un singur lucru. Vreau să mai adaug un singur lucru. De ce e important să produci conținutul pentru YouTube? Pentru că din YouTube îl divaghezi în toate celelalte rețele sociale. YouTube îl produci în 4K, toată lumea îți apreciază conținutul urcat în 4K. YouTube îl produci în 16:9, în 1080, toată lumea îți apreciază conținutul pe care l-ai urcat pe YouTube. Apoi, acel conținut îl poți tăia în 1:1 și îl poți urca pe Instagram, îi poți face crop, chiar din telefon se poate întâmpla lucrul ăsta. Acel conținut îl poți muta în 9:16 și îl poți urca în TikTok. Și apropo de TikTok, eu din TikTok îmi trag abonați pe YouTube, ceea ce este foarte bine pentru că eu îmi produc conținutul într-un singur loc, în 16:9, mi-l fac în 9:16, îl urc pe TikTok și de acolo îmi trage oamenii. Da, dar este eficiența poți costurilor pe care... 10 secunde? Spus, corect. Este eficiența costurilor de care a discutat, am discutat nu, mai devreme. Vreau și eu 10 este... secunde, te rog, dacă îmi dai voie de pentru cei de acasă, nu neapărat pentru noi ca să ne certăm, că o să... Plecăm așa cu o impresie greșită de aici, sunt niște chestii greșite care s-au spus, cum ar fi, e ușor de făcut conținut pe YouTube, nu e ușor, e greu, e și scump, e ușor de făcut conținut nu știu unde, deci sunt mai multe aspecte. În primul rând, conținutul pe YouTube, ca brand, că nu vorbim Costel care își deschide camera și se filmează, vorbim de branduri, este scump de făcut, asta ar fi principalul avantaj Instagram versus cine YouTube. Cine a hotărât asta? Tu acum? Cine sau? Face campanii pentru branduri eu pe nu YouTube. Cred. Eu 20 nu de cred. Secunde cu totul de pe această interacțiune. Este doar o percepție. 19. Eu pot să dau este doar o percepție la nivel de brand. Așa eu vin este. Să te contrazic cu campanii punctuale care se pot face cu telefonul pentru branduri la un nivel de calitate extraordinar. Sunt convinsă și că se poate, dar nu e așa de simplu. De ba da, este nu, fix nu atât de simplu. Nu vorbim de one-timer. Apoi mai e partea nu de bugete de media. Stai puțin, o secundă. Bugetele de media în YouTube, adică Google, sunt întotdeauna mai mari decât Instagram. Instagram. Din nou, cine a hotărât lucrul ăsta? Tu în momentul ăsta? Nu, sau cine face asta? Campanii constant pe branduri? Exact. Asta spun. Eu, de și exemplu, eu lucrez fac. Pe toate rețelele sociale ca agenție nu. Și vin să te contrazic. Nu doamnelor există și domnilor, mi se pare fascinantă această discuție. Așa. Mi se pare fascinantă această discuție și mă bucur că am lăsat-o un pic ca să creăm un pic de tensiune. Mai avem o echipă care are de pus o întrebare. Cristi, cui pui întrebare? Eu nu știu dacă mai vreau să aflu ceva despre celelalte două rețele, pentru că ați văzut, nu s-a înțeles nimic din ce s-a... Și o să invit pe Cristina, să o invit pe Cristina alături de mine și o să o întreb pe ea, pentru că vă spuneam, nu știu dacă mai e ceva de zis despre... pentru că avem dreptul la o întrebare, nu? Sau la un moment de întrebări. Cristina, spune-mi, tu ești prezentă și pe YouTube, și pe Instagram, și pe TikTok. Da.
Câți followers, subscriber, le spunem la un loc followers, ai pe YouTube în acest moment, grosomodo, așa, din ce-ți mai aduce aminte dacă ai mai intrat? Pe YouTube am aproape 600 de mii. Aproape 600 de mii de... Și activez din 2017. Deci 3 ani, în 3 ani aproape 600 de mii. De fapt aproape 4 ani, să știi, pentru că da, am început în ianuarie. Da, okay. Da. Aproape 4 ani, 600 de mii pe YouTube. Pe Instagram? Pe Instagram tot așa, aproape 600 de mii. Ok. Tot de 4 ani. Acolo. Da. Și pe TikTok? Pe TikTok de anul trecut și am aproape 1 milion. Ok, un milion? Da, 1 milion, da. Am înțeles. Da. Vorbea echipa YouTube de comunitate. Spune-mi, te rog, între YouTube și TikTok, unde ai cele mai multe reacții negative? Hate. Pe YouTube. Ok. Foarte mult hate. Ok. Și spuneau cei de la Instagram că Instagram este un... loc mirific, unde totul este frumos, totul este premium. Unde ai cele mai multe reacții? Pe Instagram, Insta Stories, punele la un loc sau pe TikTok? Pe TikTok. Reacții inimioare. Da, pe TikTok. Da, pe TikTok. Da, da. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am reprezentat alături de Cristina cea mai importantă rețea socială în acest moment, importantă pentru care cea mai mare creștere este o rețea nouă care deschide noi canale și noi căi de a vă conecta cu publicul. Susținem foarte mult YouTube și Instagram, sunt canale tradiționale și așa cum internetul a venit pe urma televiziunii, așa TikTok-ul vine pe urma dinozaurilor YouTube și Instagram. Vă mulțumim, mulțumim Radu pentru invitație și echipei Biz pentru mulțumesc acest succes. Mulțumesc frumos, Cristi, ingenioasă metoda voastră. Da, aș vrea să vă rog, o să încheiem, n-am fost la 10 în sală, Marta sigur are ceva de zis la chestia asta, nu ne-am încadrat într-o oră, Marta sigur o să aibă ceva să-mi zică la chestia asta, dar suntem aproape punctuali, aproape olandezonemți, așa. Aș vrea să vă mulțumesc mult, mult de tot celor trei echipe, v-ați pregătit incredibil de bine, este una din cele mai interesante și vii dezbateri la care am participat. Eu am aflat foarte multe, noroc că eu nu trebuie să votez. În schimb, trebuie să voteze și au votat cei de acasă acolo și aș vrea să aflăm acum care sunt rezultatele. Cine a câștigat această dezbatere? Evident că acolo trebuie să ne dăm tot bugetul. Nu, nu e așa. Dar a fost o dezbatere pe trei jucători și o să avem în curând pe ecran rezultatele. Cred că mi-a crescut pulsul, cred că și vouă. Premiile sunt mari, recunoașterea este internațională. Biz, am înțeles că va începe să difuzeze pe TikTok niște clipuri YouTube care sunt făcute pe Instagram și chestia asta va ajunge la o audiență uriașă. Și, doamnelor și domnilor, a câștigat echipa Instagram! Felicitări, aș vrea să vă rog să veniți cu toții aici și într-un fel de social distancing să dați așa mâna unii cu alții, exact așa, cu echipierii, dar și cu adversarii voștri, ca să arătăm că este fair play și evident nu suntem niște oameni închistați. Felicitări pentru cum ați dezbătut. Ceea ce vreau eu să le spun prietenilor de tabără și a celor care se alătură acum în gașca noastră, este că a patra oară este cu succes. Fiți perseverenți și veți ajunge ca mine. Este al patrulea debate pierdut la mustață, nu a mea, a altora, dar a patra oară este cu succes și cam asta este rețeta când începe să doresc spatele de înainte. Ia ziceți. Avem pentru că am câștigat valoare. Mulțumim frumos de tot. Tuturor celor trei. Ne vedem la Instagram Girl Power. Și asta mulțumim. A câștigat acum. Bravo, bravo, bravo. Mulțumim. Mulțumim Marta și Biz, mulțumim de invitație și ne vedem la părul rece. Momentan ne vedem la rece.
În schimb, acest sentiment al victoriei cu siguranță ne încălzește. Felicitări fetelor, felicitări dragilor, domnilor, pentru această prestație superbă. E bine așa, da argumentație, așa, da motive. Greu, greu de ales. Nu-mi dau seama, n-aș putea să vă spun care a fost echipa mea preferată, nu de alta, deși acum la final aș putea, dar oricum ar fi greu, greu de departajat, având în vedere cât de bune au fost toate argumentele. Finalmente, așa, ca să încheiem într-o notă împășuitoare, cum am stabilit și ieri în urma conversațiilor alături de invitații zilei, probabil că e bine să încercăm să exploatăm toate platformele și totodată să identificăm acea platformă care este cea mai bună pentru noi.